Cele mai multe zone din Constanța arată ca după război. În acest moment, în oraș se desfășoară lucrări de toate tipurile. Se îngroapă cabluri, se schimbă iluminatul stradal, ori se introduc conducte de gaz. Problema este că lucrările se desfășoară în cel mai clasic stil românesc. În urma muncitorilor rămân adevărate obstacole, așa cum sunt și acești suburuși metalici ce ies mai bine de 5 cm din pământ. Această capcană se află situată chiar la intrarea în parcul din Tomis 2, vis-a-vis de fântâna arteziană. Zilnic, mii de constanțeni ocolesc obstacolele ce parcă au răsărit din pământ. De lucrările care se efectuează în Constanța și în România sunt niște lucrări de vorbind într-un termen căruia ar trebui să le pese primarilor pe aici. Uitați-vă cum se asfaltează după ce se execută anumite lucrări. Deci, lasă de dorit. Niciodată nu o să ajungem ca într-o țară din vest. Pare rău să vă spun, dar eu am navigat în toată lumea asta și deci lucrări de genul ăsta, adică mutăm stâlpii, acolo s-au pus stâlpii în parcare. Nu știu cum se lucrează în România. Nu e normal, dar așa o să rămână mult timp. În buruș aceea să vă împiedicați. Nu am observat, mă grăbeam, de aceea nu i-am observat. Situația este cu atât mai gravă cu cât prin zonă se perindă foarte mulți copii care se pot împiedica și răni foarte ușor. Părinții sunt îngrijorați că nu se iau nici cele mai minime măsuri de siguranță și că în urma muncitorilor rămân astfel de obstacole. Trebuie să-i repare, să-i taie cineva de jos și să nu lase toate lucrurile astea neât ce e acolo. Și mai inclusiv acolo. Copilul mai devreme a trecut chiar pe lângă ei. Da, așa este. Lucruri prost făcute în Constanța noastră. Parcurile astea n-au niște piste pe care să coborâm pe partea asta. Ca să mergi în partea asta parcului cu căruțul, trebuie să o iei așa să o ocolești. Sau să mergi pe partea asta bulevard. Firmele își văd fiecare de lucrările ce le-au fost repartizate, astfel că obstacolele lăsate în urmă rămân un mister neasumat de nimeni.